Salutare sucevenilor, pe Bucovina TV, la Viața în Suceava. Steve, sunt alături de voi într-o zi în care vrem să vorbim despre animale de casă. Avem noi grijă ca cei din străinătate la fel de mult, avem animale de casă. Ce facem atunci când acestea se îmbolnăvesc? Căutăm un veterinar bun, investim mulți bani pentru sănătatea lor sau nu? Ce s-ar întâmpla dacă ar exista poliția animalelor la noi? De ce nu este în România și de ce în afară este? Da. 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 Am o pisică. Așa. Am avut. Așa. Ce avem? Un pisic. Da, avem. Ce avem? Un cățel. Nu, dar am pisicuțe și care stau pe lângă casă și căței. Aha. Și le dau mâncare. Am vreo 4 pisici și 2 căței. Apelez la medicul, la domnul doctor Rusu de aici, din apropiere. Da. Ar trebui să o duc la medic, dar pisica pe care o am eu acum este o pisică pe care am cules-o din parcare, despre care nu știu prea nimic, mai nimic, pe care vreau să o... Eu n-aș vrea să o adopt, dar ea mă iubește foarte mult și caută căldură. Și mă gândesc să o duc la medic și să o vaccinez, să o deparazitez. Nu s-a bun niciodată. E sănătos. A, pe îl duc imediat la medic, am pățit-o. Nu mă interesează că nu s-a mei. Nu. De ce? Pentru că sunt foarte puțini care iubesc animalele, în primul rând, și marea majoritate preferă să le se baltă, știți? Nu, adică este acolo, bine. Când se îmbolnăvește, ori le abandonează, ori, eu știu, foarte puțini iubesc. Nu, nu suntem la fel de grijulii. Cei din străinătate sunt mult mai grijulii. Asta nu știu. Cred că sunt, dacă au timp. Nu întotdeauna. Nu. Nu. La mine pe stradă sunt multe pisicuțe, chiar multe, multe, știi, și fetița. Spune la nenea că sunt multe pisicuțe. Sunt multe pisici. Nu știu, cred că da. Dar mai puțin. Mai puțin. Părerea mea. Eu cred că sunt, dar putea să fie și mai căutați. Mă gândesc că... Toate animalele acestea vagabonde, dacă ar fi sterilizate sau luate spre adopții, poate e greu să iei într-adevăr în bloc, într-un apartament mic, niște animale față de care trebuie să te asumi răspundere dacă le iei. Așa. Ar fi trebuit să fie. Nu cred așa tare. Prea puțin. Prea puțin. Tocmai am fost duminică aici la expoziție cu fetița și... Da. Sincer să fiu, nu știu sigur dacă s-au votat. Știu că era ceva propunere în Parlament, dar nu sunt la curent dacă s-a votat sau nu s-a votat. Știu că există, am fost impresionată când am văzut cât de maltratați erau niște cai și m-am gândit că probabil pe lângă cai s-a adoptat o lege și pentru toate celelalte animale, dar probabil măsurile nu sunt destul de severe. Se ignoră legea, nu se aplică totdeauna. A fi, nu am văzut, poate este. Era, din câte am auzit eu, că să se discute în Parlament pentru protecția animalelor, să facă o poliție a animalelor, dar nu știu în ce măsură s-a dat curs propunerii. Ar prinde foarte bine, că sunt vai de mama lor. Nu prea, nu am auzit de așa ceva. N-am auzit eu. Deci căței pisici și sunt pe afară și am mai auzit că mai își bat joc de animale de casă, de cai, adică nu-i de casă, de curte. De cai, știu eu, așa am văzut eu la televizor, că le lasă abandonate. Normal ar trebui, cine are un așa, să se ocupe de ei, nu? E un suflet care depinde de noi, nu ei se pot întreține, nu? Animale de casă. Cei din străinătate au și o denumire, pets, așa le spun. Adică prieteni, mai apropiați așa de sufletul omului. Aceștia stau pe lângă casă, în casă și de cele mai multe ori primesc îngrijiri atunci când este necesar. Nu mă refer doar la mâncare, ci la îngrijiri medicale. Dacă ceva se întâmplă, nu trebuie să-i lăsăm la voia sorții. Mergem la un veterinar. Ei, acum nu vrem noi să facem reclamă la medicii veterinari. Însă trebuie să avem suflet și pentru necuvântătoare. Sau cel puțin așa consider că ar trebui de vreme ce adoptăm unul de acesta mic, o pisică, un cățeluș sau, cine știe, un hamster. Fiecare după putințele lui. Dacă aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți un SMS la 0744 238830 și vă așteptăm
părerile în legătură cu protecția animalelor pe www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Cauți locul unde poți găsi orice ai nevoie pentru casa ta. E simplu. Saturn îți oferă tot ce îți dorești, de la filtrul pentru cafeaua din fiecare dimineață până la canapeaua de unde vezi serialul tău pe un LCD de 120 de centimetri, corpuri de iluminat, parchet și covoare. La Saturn le găsești pe toate într-un singur loc. La Saturn e altceva, e confort în casa ta. Tot ce-i nou și tot ce-i bun e doar la Saturn. Saturn Center, strada Cernăuță 113, șosea Oșchei-Țicani.